ziua! Suntem la emisiunea În culisele psihologiei. Ne aflăm la sanatoriul de nevroze de la Predeal. Noi am mai filmat aici, așa, de-a lungul, de lungul, timpului. Și alături de mine este din nou Veronica Jardan, membru fondator al Asociației Psihologilor Atestați din România, care ne va oferi multe informații valoroase despre toate lucrurile minunate care se desfășoară în cadrul sanatoriului de la Predeal. Bine ai venit din nou în emisiunea În culisele psihologiei, Veronica. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit, mulțumesc frumos de invitație în care voi vorbi de acest loc, loc magic sanatoriu de nevroze Predal. Eu am rămas cu o curiozitate de la emisiunea anterioară sau de la emisiunea de fapt pe care ne-am mai filmat-o aici, cu privire la cazuistică. Ai vorbit la un moment dat despre persoanele care suferă de anxietate sau diferite forme de depresie și mă întrebam oare persoanele care au diferite adicții pot veni aici pentru tratament? Sanatoriul de nevroze predeal este cadru adecvat pentru tratarea oricărei boli de natură psihică cu mențiunea că doar în tulburările psihotice, când este un puseu acut, pacientul este de internat în cadrul unui spital și doar într-o formă remisă să își poate face internarea la sanatoriul de nevroze din predeal. Și în adicții este de dorit ca pacientul întâi să fie internat să treacă prin acel sevraj, specific adicției, indiferent de orice natură, acel sevraj care este de dorit să fie monitorizat într-un spital, iar la sanatoriu să poată veni la externare în care să învețe să-și mențină abstinența și să-și prelucreze, tem să prelucreze temele personale, astfel încât să prevină această adicție pe care o are în viața sa. De aceea la psihotici impuseu acut și la adicții când în ai, când întrerupe acea, acea adicție pe care o are instalându-se acel sevraj este de dorit să se facă întâi internarea într-un spital și aici fiind sanatoriu unde avem alt gen de activități care, în care pacientul este liber Mă, să, să interneze după detox. După detoxul pe care da. e necesar să-l parcurgă. Am avut această curiozitate tocmai pentru că și denumirea, da, sanatorul de nevroze <gânde> ne duce cumva într o anumită direcție când vorbim de patologie și cred că este cumva un bucurător să știm că aici pot veni și persoane care au diferite adicții. Bineînțeles, știm că ele se intersectează, se pot intersecta de fapt adicțiile și cu depresia și cu anxietatea și cu multe alte tulburări psihice. Într-adevăr, acest loc, sanatoriul de nevroze din Predeal, fiind și unic în țară și având acest specific al nevrozelor, chiar dacă nevroza nu se mai regăsește ca și termen în DSM-5, ideea de boală psihică, fiecare dintre noi o are, pentru că trăim vremurile care le trăim și atunci burnout-ul profesional sau stresul cotidian pe toți ne afectează. Evident că unii dintre noi avem alte resurse de a integra mai cu ușurință, iar la alții sunt mai vulnerabili. Un lucru este cert, la sanatoriu de nevroze predeal se pot interna atât pentru prevenirea acestor diagnostice psihiatrice, cât și pentru tratarea lor. Aici avem o echipă de trei medici psihiatrii avem echipă de psihologi. Ne mândrim că Asociația Psihologilor Atestați din România are un contract de colaborare cu sanatoriul de nevroze din Predeal, în care psihologii pot practica partea de intervenție psihoterapeutică și de efectuarea psihodiagnosticului într-o manieră adecvată pentru pacienții internați aici. Odată internat pacientul la sanatoriu beneficiază de toată Paleta necesară unei tratări adecvate a psihicului. Pe lângă, pe lângă echipa de medici psihiatri și a echipei de psihologi, avem 24 de ore, 7 zile din 7, echipa de asistente care monitorizează actul medical. Avem uh, baze de fizioterapie unde se pot trata și afecțiunile conexe celor psihice și avem uh, și un medic de fizioterapie care recomandă procedurile respective. În plus, în cadrul curei sanatoriale avem uh, săl de sport, coordonate de doamna profesoară de sport și de domnul profesor de sport, mișcarea fiind un ingredient foarte bun în vederea activării și menținerii stării de bine. Iată că avem o echipă multidisciplinară toți acționând în acest obiectiv de a fi bine o oaspeților internați la sanatoriul de nevroze predeal. Și iată că nu e vorba doar de a fi bine, ci și de a preveni. E îmbucurător să știm că există locuri atât de magice, cum îi spunem noi aici, unde oamenii pot veni pentru a preveni, Dacă când există ceva simptome ușoare, poate de, dintr-o depresie sau anxietate, burnout sau pur și simplu momente foarte tensionate pe care nu le mai putem gestiona adecvat, se poate veni aici și cumva rezultatele sunt, sunt magice. Însă, cred că ar mai fi interesant de știut care este diferența dintre un spital de psihiatrie clasic și sanatoriul de nevroze. Este foarte mare diferența între un spital de psihiatrie în care având neșansa că ne fi în locuri sunt internați chiar și doi pacienți într-un pat și cu un sistem izolat, închis cu gratii și o tratare în unele centre nu generalizăm, dar în foarte multe spitale din țară sunt tratați inuman. La sanatoriu de nevroze predeal noi avem condiții hoteliere. La propriu, nu la figurat avem pavilionul 2, acesta unde filmăm, unde pacienții sunt internați în garsoniere cu o terasă mirobolantă asupra munților Bucegi, singuri în cameră, cu baie, cu camera dotată cu tot ce le este necesar, cu televizor, cu internet, cu frigider, sunt condiții hoteliere. În pavilionul 1 avem camere de două paturi, și avem și pavilionul 3, care este organizat sub forma de apartamente. O cameră de un pat și încă o cameră de două paturi la o baie comună. Iată că avem condiții hoteliere, iar pe lângă cazarea care este foarte frumoasă și este foarte curățenie și peisajul care efectiv automat îți dă o stare de bine privindul. Sunt și foarte bine tratați vis-a-vis -vis de sufrageria în care o avem. Deci noi avem mai mult decât o sală de mese, avem doamnele ospătărițe care servez masa într-o manieră umană. Stau de vorbă cu pacienții, sunt tratați omenește și această echipă multidisciplinară și în aria de servicii ce țin de a servi o masă în condiții umane reprezintă tot un progres în cura sanatorială, pentru că noi știm cu toți că de stigmatizați sunt cei care au diagnostice psihiatrice și stigmatizați pe, pe nedrept, pentru că noi dacă avem un os fracturat și ne ducem la ortoped, nu ne arată nimeni cu degetul. Dar dacă avem sufletul fracturat și uh, suntem stigmatizați de societate, este de lucrat la această educație a românilor de a integra adecvat și pe pacienții care au aceste diagnostice psihiatrice și care cu ajutorul medicației și a intervenției psihologice a psihologilor pot ajunge în fază remisă și să fie reintegrat social. În plus, pe lângă acești pacienți care au aceste vulnerabilități mai mari, care o mare componentă este și genetică în partea aceasta de schizofrenie, de tulburări psihotice, iată că avem o foarte mare categorie de pacienți care sunt cu diagnostice ce țin de așa zisa normalitate, în sensul că depresii cu toții putem face. La stresul cotidian la care suntem expuși, la toată această nebunie de zi cu zi, de la asigurarea traiului minim de existență până la carieră profesională. Atacurile de panică, Atacurile de panică care... De... Evident, evident. Deci noi ne aflăm acum și într-o explozie a informațiilor. Copiii noștri sunt foarte expuși la aceste device-uri care au o bogăție de informații care efectiv le ard creierul. Această metaforă spune multe vis-a-vis -vis de burnout-ul la care suntem expuși cu toții, indiferent de vârstă, chiar și copilul din viața intrauterină este expus la această toxicitate a psihicului lui și apoi și din momentul de când este născut și din copilăria mică, ulterior în grădiniță, în colectivitate, la școală, în licee, știm cu toții cât de omniprezent este bullying-ul. Bullying și din partea celorlalți copii, dar și din partea profesorilor și chiar și din partea Părinților. Ne aflăm într-o situație destul de delicată în aceste vremuri, în care este o foarte mare cerere pentru tratarea acestor simptome psihice. La Sanatoriul de Nevroze Predeal avem șansa de a lucra cu pacienții în direcția aceasta de a activa și de a menține starea de bine, dar. Și pe partea de prevenție, adică și când ajung în starea de bine, le explicăm cât de importantă este prevenția. Este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm. Iată că la sanatoriu se întâmplă lucrurile acestea. Pot veni aici pentru diferite programe de prevenție sau evenimente pe care le organizați intern, tocmai pentru a preveni dezvoltarea unei tulburări psihice. Oricât de ușoară ar putea fi, da? Însă prevenția, așa cum ai spus tu, este mai importantă decât uh, rezultatul pe care îl putem obține de-a în urma unui tratament. Așa este, pentru că uh, a trata este mult mai greu, a preveni este mult mai ușor. Uh, când simptomatologia este mai ușoară, nici nu este nevoie de medicație, este de ajuns doar cura pe intervenție psihologică. Și știm că aici sunt mulți psihologi care vin și își desfășoară activitatea, un lucru extrem de benefic pentru oaspeții, pacienții, cum vrem să-i numim beneficiarii serviciilor sanatoriului. Da, aici avem șansa de a avea o echipă de psihologi foarte bine pregătiți profesional. În fiecare zi, psihologii pot urca la etajul 3 și să apeleze la, la serviciile unui psiholog și în pavilionul 2, dar și în pavilionul 1. Acești psihologi au fost foarte bine pregătiți profesional, unii dintre ei făcând practică chiar din studenție, apoi supervizându-se profesional continuu, exact cum am avut și evenimentul cu practica lor, evenimente care sunt repetitive pentru buna lor pregătire profesională, astfel încât ei, la rândul lor, pe lângă partea de teorie învățată în facultate, au făcut propriile ore de dezvoltare personală, de a-și trata temele personale, dar și partea de practică, de a ști să administreze teste profesioniste, să facă un interviu anamnestic adecvat, să știe să creeze relația terapeutică cu pacientul, și evident că această bună pregătire profesională, precum și dezvoltarea personală coroborată cu supervizarea profesională, duc. La un praxis de succes și oaspeții sanatoriu sunt foarte mulțumiți de serviciile lor, ale psihologilor, care fac o echipă foarte bună cu psihiatru. Se discută aceste cazuri, medicul psihiatru apelează la profilul psihologic oferit de psiholog și se vrea doar binele pacientului de a-i fi bine în propria lui viață. Și este lucrat foarte mult pe prevenție. Sunt unii dintre ei care vin. Și de două ori pe an, sau. De, noi învățăm ori de câte ori simțiți că începe să-și arate colții depresia, e de dorit să mai faceți o cură sanatorială. Evident, într-o primă fază, cu cât e mai ușoară simptomatologia și starea de mine se activează mai ușor. Ce frumos sună o cură sanatorială, pentru că cred că unul dintre beneficiile sau diferențele care ar fi, de fapt, dintre un spital de psihiatrie și sanatorul de nevroză este chiar poziționarea lui. Faptul că sanatorul se află într-o stațiune montană, înconjurat de copaci și verdeață, aer curat, e o terapie doar pur și simplu... Da, intrând aici în curte, deja se poate schimba dispoziția fiecare persoane. Da, este foarte adevărat ce spui, pentru că, într-adevăr, sanatoriul este foarte, foarte bine amplasat. Eu așa le și spun pacienților. Haideți să simțim din acest vibe înălțător. Uitați, ne aflăm la etajul 3 de la Trinitate și ne aflăm în predeal care este cel la cea mai înaltă altitudine de la noi din țară. Suntem cel mai aproape, la propriu, de Providență, de Dumnezeu. Haideți să lucrăm și la figurat, să ne conectăm adecvat la sursă, la noi înșine, și această conectare ne va ghida către resursele noastre interioare. Și tot acest cadru magic, prin această magie a naturii care înconjoară aceste trei pavilioane ale Sanatorului de Nevroze, efectiv dau o stare de bine. Iar pentru a consolida această stare de bine, echipa multidisciplinară are fiecare în parte rolul său. Adică pe lângă partea de medicație prescrisă de cele trei doamne doctor-psihiatre, echipa de psihologi cu partea de psihodiagnostic și de intervenție psihoterapeutică, avem partea de echipă a profesorilor de educație fizică și sport, în care zilnic au ore de aerobic, de fitness. Domnul profesor de sport face niște călătorii magice pe munți. Așa fiecare după nivelul de a putea escalada această frumusețe a munților. Avem ser de meloterapie. De curând am organizat un bal mascat pe tematica Halloweenului, de a intra în rolul personajului din Halloween care în... face parte din acel uh, personaj care vine în contact cu moartea, mult s-au făcut scheleți, cu, uh, legată cu partea de intervenție în tanatofobie. Partea aceasta de frică de moarte, noi cu toți o avem. Efectiv, unii dintre noi am avut înțelepciunea de a o prelucra și de a ne o integra adecvat în propria noastră viață. Unii dintre noi au mai puțin dezvoltat această integrare și iată că am creat acest cadru facil de a lucra cu frica de moarte, de a o integra adecvat și așa cum spunea Ialom, să putem privi și soarele și moartea în față într-o manieră adecvată. Și cred că prin faptul că există psihologi foarte mulți aici, este un alt avantaj și o diferență considerabilă, pentru că nevoia pacienților, în general, este aceea de a vorbi cu un psiholog, de a fi ghidați, de a fi validați, conținuți și e o realitate că, la nivel de țară, lucrurile nu sunt atât de bine puse la punct, cum observ că sunt aici. Da, avem uh, fericirea de a avea un management adecvat al sanatoriului în care s-a creat această echipă multidisciplinară și în care, efectiv, fiecare specialist vine cu aportul lui către starea de bine a oaspetelui sanatoriului. Eu pe această cale vreau să mulțumesc echipei de psihologi care unii dintre ei își oferă serviciile voluntar în cadrul acestei cure sanatoriale și oaspeții sanatorului sunt tratați efectiv ca o familie mai mare. Da, foarte frumos și felicitări conducerii pentru că eu am resimțit nevoia aceasta pacienților de a fi psihologi mulți din practica profesională și este un beneficiu extraordinar că aici există psihologi atât de mulți, că sunt voluntari, că sunt diferite forme, pentru că cred că se întâmplă asta și datorită faptului că există deschidere aici în locul acesta. A fost deschidere, psihologii au putut să vină către zona aceasta și iată că pot răspunde într-un mod adecvat și suficient de bine pacienților care, care, ajung aici, fie că vorbim de prevenție sau de tratare. Da, un rol important a avut domnul director Brumarul, care an de zile, efectiv, toată viața profesională și-a desăvârșit-o aici la sanatoriu și a fost dedicat misiunii de a fi psihiatru către oaspeții sanatoriului. Și am omis ceva important, chiar unde îl filmăm, o, o alt parte a curei sanatoriale face parte din această bibliotecoterapie, unde oaspeții sanatoriului împrumută cărți, îi stimulăm să citească, astfel încât să dezvoltăm și acea neuroplasticitate a creierului, pentru că foarte mulți dintre dânșii sunt mai în vârstă și știm cu toții că după o vârstă ne deteriorăm cognitiv, și iată că avem încă un aport la acest, această cură sanatoriară, și prin acest aspect. Da. Acum, în încheiere, o să vă invităm să reflectați la o posibilă cură sanatorială și la ce înseamnă pentru dumneavoastră, de fapt, lucrurile acesta. Care ar fi nevoile? Vorbind de prevenție, aveți o nevoie de a preveni sau este o nevoie de tratare? Și poate că e de reflectat puțin și să vă dați voie să beneficiați de o cură sanatorială. Veronica, îți mulțumesc pentru prezența în Uh, în partea aceasta a emisiunii, în care am vorbit foarte frumos despre um, sanatorul de nefroze și lucrurile extraordinare care se întâmplă aici, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să revenim.